Dragilor, bine ați venit în inima Transilvaniei. Suntem la castelul Bethlen-Haller, iar astăzi vom avea parte de o experiență turistică extraordinară. Am venit de foarte multe ori aici, am degustat preparate, m-am bucurat de echitație, de degustări preparate, vinuri, vizită a cramelor jidvei. Tras cu arcul, acum este rândul vostru să vă inspirați, să degustați din poveștile de care puteți avea parte atunci când alegeți să veniți aici și să vă bucurați de o destinație enoturistică unică, cel puțin în România. Sunt Marinela Ardelean și vă invit să descoperiți alături de mine cramele jidvei, castelul Bethlen-Haller, experiențe enogastronomice, destinația enoturistică de vis, iată, pe care puteți să o desăvârșiți atunci când alegeți România ca și destinație. În următoarele minute o să descoperim povestea și secretele castelului Bethlen-Haller alături de Iulia Săbăduș. Iulia, ești pregătită? Foarte pregătită. Îți spun bun venit, mă bucur să te revăd. Bună ziua și dumneavoastră. Eu sunt Iulia, așa cum m-a prezentat și Marinela. Și o să am plăcerea să vă prezint domeniul castelului Bethlen-Haller, castel aflat în proprietatea companiei Jidvei. Să începem! O să începem cu construcția acestui castel, care datează de acum 500 de ani. A fost construit în stil renascentist, având 4 turnuri amplasate în cele 4 colțuri ale castelului, modelul fiind inspirat după modelul castelelor de pe Valea Loarei din Franța. Ne aflăm în partea de intrare a castelului și o să vă prezint acest fronton care face trecerea spre intrarea principală în salonul de primire al castelului. Și o să vă rog să mă urmați. Ne aflăm în salonul de primire al castelului, salon care ne întâmpină cu un aer medieval, ne vorbește despre epocă și despre timp. Cei 500 de ani se regăsesc și ne-am străduit să-i conservăm cu bine. Și apoi o să vă conduc către fostele bucătării din trecut. Aici se aducea carnea de vânat, se pregăteau zarzavaturile și se gătea. Marinela, te poftesc să pășim împreună pe istorie, fiindcă aceste trepte sunt vechi de peste 500 de ani și ne conduc către fostele bucătării din trecut. În prezent avem mai multe zone cu destinații distincte, în două dintre turnuri, două vinoteci valoroase, o cămară cu preparatele realizate chiar de castelanele noastre și punctul de atracție al subsolului este chiar sala mare în care se întâmplă toate evenimentele, degustările noastre și mesele festive. Ne aflăm în sala mare și o să mă opresc și asupra acestor ziduri care găzduiesc atât de multă istorie. Sunt ziduri vechi și trainice de peste 500 de ani. Un salon de degustare într-un castel medieval. De ce este specială sau ce are cu adevărat special această încăpere? Faptul că astăzi se întâmplă atât de multe evenimente, cum sunt degustările și la care dăm voie să spun că am luat parte alături de specialistul nostru, domnul Buia, care face din degustare o operă de artă. Doar pentru simplu fapt că te afli aici, deja este o experiență. Când te uiți și în jur și vezi frumusețea zidurilor, a pereților, scaunele înalte, frumos, masa frumos aranjată, Iulia, deja ești într-o carte de povești. Foarte frumos ai descris și exact asta ne străduim și vrem să credem că reușim să transmitem și să stârnim emoția oaspeților și a celor care ne trec pragul. Dincolo de toate detaliile pe care le putem remarca cu toții și care sunt atent alese și poziționate fiecare la locul său, dar ne dorim să transmitem emoția și experiența unică pe care credem noi că o puteți regăsi și simți doar aici, în locurile noastre, din inima Transilvaniei, la castelul Bethlen-Haller de la Jidvei, emblema vinului de pe Târnave a vinului Jidvei. Apropo de unicitate, spuneai mai devreme, ce altceva
la fel de unic regăsim în acest castel. Aici este un alt punct de atracție, dacă îmi dai voie să-l numesc așa, fiindcă de fiecare dată când pășim cu turiștii în zona aceasta, mai exact într-o zonă culinară, este o mică cămară cu preparatele realizate chiar de castelanele noastre, chiar de fetele de la castel. Sunt rafturi care găzduiesc multe borcane de murături, de zacuscă, de dulcețuri, de compot, de muștar. Absolut tot ce se poate regăsi într-o cămară boierească. Aproape toate preparatele pe care le puteți servi la noi la castel sunt realizate de noi și avem și un proiect în derulare, în desfășurare, From Farm to Table. Majoritatea preparatelor sunt culese și aduse din ferma proprie, din grădina, din plantațiile noastre și puse pe masa oaspetelui. Îți vine să nu mai ești de aici. Da, asta zic că e o ispită destul de mare pentru cei care ajung la subsol. Începem cu cămara și apoi continuăm cu sala mare în care se întâmplă toată acțiunea, toată povestea vinului, mai exact degustarea despre care ți-am povestit. Trecem din nou prin salonul de primire al castelului și intrăm în turnul care găzduiește foarte mult timp, metaforic vorbind, însă realmente chiar este vorba despre o colecție inedită de orologii și pendule și mai găzduiește o operă de artă, dacă îmi dai voie să-i spun așa. Este vorba despre această scară care este la fel de veche ca și treptele de care ne-au condus în beciul, în pivnița castelului, din care tocmai ne întoarcem. Este veche de peste 500 de ani. Este în formă de spirală perfectă. Să știi că nu are absolut nici măcar o îmbinare metalică. Iar noi ne-am străduit să o conservăm pe mai departe și am implementat un prototip de conservare a ei, dar astfel încât jumătate să poată fi practicată pe mai departe cu turiștii care urmează să ne treacă pragul și jumătate să se vadă exact patina timpului și cum a fost ea realizată. Unde duce această frumoasă scară, Iulia? Această scară ne va conduce către etajul 2, unde vom descoperi împreună salonul de vânătoare care se află în incinta castelului și o să vreau să-ți prezint și o cameră dintr-unul dintre cele patru turnuri ale castelului. Dar până vom ajunge la etajul 2, o să vreau să-ți vorbesc și despre acest turn care găzduiește o colecție de orologii și pendule. A fost dăruit actualului proprietar, a domnului Claudiu Necșulescu, la împlinirea vârstei de 45 de ani și s-a păstrat oarecum o tradiție de atunci, în fiecare an de ziua dânsului se adaugă câte un nou orologiu, o nouă pendulă. În momentul de față ne aflăm chiar în salonul de vânătoare, fiindcă, așa cum îți spuneam încă de la început, acest castel a fost gândit ca un castel de vânătoare și agrement. Se vede. Și era nefiresc să nu avem și un astfel de salon care să găzduiască câteva trofee. Avem și un urs, și un râs, și un cocoș de munte și acum te poftesc să intrăm împreună într-una dintre camerele din cele patru turnuri. Este o cameră amenajată în stil medieval. Wow! Fiecare turn găzduiește câte o cameră de cazare, iar acestea de la etajul 2 sunt cele mai emblematice. Punctul de atracție al camerei este firește această cadă cu acest baldachin. La noi vin în special grupurile organizate. Avem o capacitate de 26 de camere și fiindcă oferim un pachet și dorim să oferim o experiență de neuitat, să cuprindem mai multe activități din mai multe destinații, grupurile organizate, grupurile mari au întâietate, au prioritate. Pot să vină cei care doar doresc să viziteze castelul, cei care își doresc să aibă parte de o degustare sau cei care doresc o experiență cât mai completă și atunci aleg și zona de cazare, fie că aleg să doarmă în acest castel și mai sunt încă alte încăperi care pot fi puse la dispoziția grupului ca să completeze oferta turistică, oferta enogastronomică, iată, pe care voi o oferiți. Îți tare mulțumesc, Iulia! Abia aștept să explorăm mai departe experiențele și
ceea ce vă face să fiți unici, cel puțin în România. Tare mult m-am bucurat să te revăd și să fiu din nou gazdă. Iar pe dumneavoastră vă aștept cu brațele deschise să vă întâmpin și să aveți parte și dumneavoastră de o experiență exact așa ca Marinela. Îți mulțumesc, Iulia, să știți că nu doar mie mi-a fost gazdă astăzi Iulia, Iulia Săbăduș vă așteaptă de fiecare dată când doriți să vizitați castelul și o să aveți parte de o poveste și mai completă și mai complexă decât cea de astăzi. Iulia, hai să mergem să vedem și celelalte zone. Hai să mergem! Și am ajuns în fermă la Jidvei, în grajdurile cailor și o să-l cunoaștem pe Gabi Todor, responsabilul, directorul tehnic, zona de animale. Gabi, bine te-am regăsit! Bine ați venit! Să rămână! Ce se întâmplă aici? Câți cai aveți aici? Aici suntem în grajdul de cai, avem 25 de cai care sunt în momentul ăsta în grajd și mai avem câțiva care sunt afară pe padocurile, pe gard electric sau relaxează. Aici avem cai de sport, o selecție, să zicem, din România, rasă de cai din România, avem câțiva cai semigrei mai în spate, avem cai din Belgia, cai din Olanda, o pereche de cai frizieni din Olanda, de asemenea, pe care îi folosim la trăsură. Da, în mare parte ne ocupăm de rasă de cai de sport, să zicem. Despre căluțul ăsta ce îmi spui? Căluțul ăsta e născut în fermă la noi. Asta e o iepișoară, are 3 ani de zile. Dacă vezi, putem să și venim mai aproape, că nu se întâmplă nimica. Hai, pe aici. Salutare! Ei sunt foarte curioși. Sau căluț. Așa. Asta e un, se numește rasa Tinker. Tinker? Tinker, da. E o rasă originală din Germania. Noi, născându-se aici, ea o să fie un cal de spor românesc, să zicem așa. Ei se caută foarte mult pentru copii, fiind cu culoarea asta puțin mai deosebită. El de acolo e fratele. Dalmațian. Fratele? Da, da, e fratele ei. Cu una mai mic. Și ei vor fi viitorul nostru, adică mânși pregătiți pentru centrul de echitație. Cine vine aici are posibilitatea să călărească, are posibilitatea să primească lecții de echitație? Ce se întâmplă? Facem și lecții de echitație, facem și plimbări în traseu, în natură. Avem domeniul destul de generos și ne permite chestia asta. Avem și o pădure și putem merge până la pădure, înapoi. Avem plimbări cu trăsura. Lecții de călărie, bineînțeles, pentru clienții castelului și, bineînțeles, putem să oferim și servicii de pensiune pentru cai. Asta în condițiile în care oamenii sunt deschiși către lucrul ăsta. Am văzut și un simulator acolo în spate. Ce se întâmplă? Da, avem și un simulator de cal. Scopul lui este de a testa clienții care vin pentru călărie și în special clienții care vin pentru plimbările călare. Adică noi trebuie să vedem exact nivelul la care se situează ei în momentul în care vor să se duce pe caii noștri și atunci știm exact să alegem calul potrivit pentru persoana potrivită. El simulează cam 90% calul natural. Wow! Da. Să știi, Gabi, că abia aștept să văd efectiv ce experiențe, să le trăiesc, de fapt, experiențele foarte bine. Pe care... Noi am pregătit deja, trăsura e pregătită. Serios? Da, trăsura e pregătită, facem o plimbare cu trăsura, o facem o mică lecție în manej, da? După care facem și o plimbare prin vie cu calul. De aștept! Am văzut un arc afară. Da. Se poate și încerca... 100%, avem un mic atelier de tragere pentru tir cu arcul, putem să încercăm liniștit. Se oferă și lecții sau da, doar cei care au experiență la... Nu, asta e o activitate pentru toată lumea, se face sub supraveghere, deci nu trebuie o pregătire prealabilă. Asta așa se și numește, arc olimpic, disciplina arcului care îl ține în mână.
dragilor, la prânz am gustat niște roșii atât de delicioase și de bune, încât am zis musai să vedem și de unde provin. Crina Voșloban ne va povesti mai multe. Crina, dragă, unde ne aflăm? Ne aflăm la Jidvei, într-o seră indoor. Avem două corturi de ciuperci pentru producția eșalonată, tot din ideea de a oferi produse proaspete clienților. Avem niște camere de creștere unde producem verdețuri Babyleaf. Sunt recunoscute pentru calitățile nutritive deosebite. Sunt produse cu o perioadă de vegetație mai scurtă și din cauza asta, ele fiind mai tinere, oferă mai mulți nutrienți. Iar apoi aici pe dreapta regăsim de asemenea sistemul hidroponic unic la Jidvei, în România în momentul de față, precum și microplante folosite la decoruri, avem de asemenea și flori edibile. Și tomatele care se află în spatele nostru. Da. De ce sunt atât de bune aceste roșii? Ce au special? Gustul lor vine din echilibrul nutrienților. Este foarte important hrana pe care le oferim și de ce nu chiar grija pe care le dăm. Ele se află aici într-un mediu controlat, pentru că de fapt asta înseamnă agricultură sau mai bine spus indoor farming, horticultură în interior, pentru că noi aici controlăm climatul. Și ce fel de plante aveți? Ce fel de salate? Ce fel de... Salate câteva, dacă putem da. Să... Salate diverse. Din familia verzei avem tatsoi și bok choy. Tatsoiul este mai puțin cunoscut în România, dar el este foarte nutritiv și foarte scump în același timp. Ce suprafețe? Dacă putem estima ca și cantitate? Noi deocamdată suntem încă în test. Cu ideea de a ne extinde pe viitor. Avem și dovada că ce se consumă la masă, fie la prânz, micul dejun sau la castel, provine? Provine de local. Verdețuri Babyleaf, microplante, ciuperci și roșii. Cele mai bune roșii. Și dacă am înțeles bine, aceste roșii pot fi consumate doar aici la castel? Absolut. Asigură în permanență produse proaspete. Savurați o experiență unică, cel puțin în România. Șeful fermei, Claudiu Horșa. Ferma are o suprafață de 6 hectare 20. Este o fermă care e certificată bio din toamnă. Este proiectul de suflet al domnului președinte Claudiu Nexulescu, care și-a dorit o alternativă sănătoasă pentru bucătăria castelului, de aprovizionare cu legume sănătoase. Cultivăm roșii, ardei, gogoșari, vinete, rădăcinoase, morcovi, pătrunjel, păstârnac, țelină, vărzoase, varză, conopidă, brocoli, varză de Bruxelles. Muștar aveți? Avem și muștar, dovlecei, bostani. Cam acoperim toată varietatea de legume necesare bucătăriei. Avem și plante aromate, cimbru, cimbrișor, mărar. În dimineața aceasta, Claudiu, împreună cu tomatele delicioase și gustoase care provin din această seră, am gustat și niște ouă absolut delicioase. Tot de aici vin? Tot de la voi? Da, ouăle provin din ferma noastră, din ferma de găini. Câte găini pe aveți? Lângă 900. 900 de găini. Wow. Pe lângă găini avem și gâște, avem și rațe. Ștruți aveți? Avem și struți, avem și măgăruși, cai. Iepuri aveți? Da, avem. Și mai avem și o baltă cu pește. Baltă cu pește? Da. Nu mai întreb ce pește aveți, că... Crab, oglindă, crab românesc, fitofag. Aici poate să devină o fermă chiar didactică, pentru, nu doar pentru copii, ci și pentru cei care vor să se conecteze cu mama natură. Da, sau care au nevoie de o deconectare. Sau de o deconectare, iată, cu atât mai bine, mai ales alături de un pahar de spumant sau chiar de vin liniștit. E nevoie să crezi cu tot sufletul în ceea ce faci. Să-ți dorești să realizezi ce ți-ai propus sau ce și-a propus domnul președinte. Să încercăm să mulțumim vizitatorii, clienții care vin la castel, vizitatorii care ne calcă pragul și la crame și la castel, și să oferim
niște produse deosebite. Fii atent, Claudiu, și ultima întrebare. Ce înseamnă pentru tine Jilvei? Tot. Familie. Dragilor, o experiență enoturistică nu se poate fără și o experiență enogastronomică, iar în următoarele minute, împreună cu Costi Drăgan, somelierul cramelor Jidvei, vom savura, vom degusta, ne vom bucura de o experiență nemaipomenită. Costi, ce urmează să facem în următoarele minute? Vom avea o experiență enogastronomică, așa cum ai spus tu mai devreme. Ba mai mult decât atât, cred că vom călători în această lume fascinantă a gastronomiei și a vinurilor transilvanene, în speță a celor de la Jidvei. Costi, pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă, ce înseamnă asocierea de succes a preparatelor cu vin? Foarte bună întrebare. Din punctul meu de vedere, o asociere reușită este atunci când perechea vin-mâncare are o valoare cel puțin egală, dacă nu chiar și mai mare decât valoarea celor două entități luate separat. Ce vreau să spun este că îmi place un vin, dar sunt și gurmand. Sau dacă reușesc o combinație și o asociere perfectă, atunci mă voi bucura cu atât mai mult de senzațiile și de trăirile și de experiența pe care o oferă această asociere. Costi, te rog frumos să ne spui care este secretul unicității experiențelor enogastronomice aici la Castelul Bethlen Haller. Mi-ai ridicat mingea la fileu, ca să spun așa. În primul rând, tot ce are de oferit acest castel. Cei care ne pășesc pragul pot avea nu doar experiențele acestea senzoriale enogastronomice, dar și pot face tururi ghidate prin vie, pot vizita cramele, pot vedea exact cu proprii ochi cum iau naștere vinurile Jidvei. Și mai mult decât atât, propunem o selecție gastronomică desăvârșită. Să nu uităm că această clădire, Castelul Bethlen Haller, a fost inițial o reședință de vânătoare. Prin urmare, și meniul nostru, deși tradițional, cu influențe de odinioară, e cumva fusion, este bine ancorat în prezent. O să vezi câte preparate și ce minunății au gătit șefii noștri bucătari. Este adevărat că vinul este mai bun degustat, servit la cramă sau nu? Da, pentru că îți lasă acea bucurie și îți trezește amintiri plăcute întotdeauna. Vinul te poate teleporta și te poate transporta în trecut, ca și multe, eu știu, sunete, melodii sau anumite imagini. Da, se spune că vinul, același vin băut în condiții de bucurie, de extaz, de fericire, este mult mai bun. Abia aștept să văd cine a pregătit bucătăreasa, bucătăresele, persoanele de la bucătărie, că sunt mai mult decât una, având în vedere complexitatea și mărimea acestui domeniu, și să punem în practică ceea ce tu tocmai ai povestit. Da, o să povestim mai multe. Vreau să te surprind, Marinela, cu un ceaun de struț cu arome de pădure și de deal, cu arome de păduri și de dealuri, dacă îmi permiți. E o pulpă de struț gătită în tignă, la ceaun, cu vin Pinot Noir, are în componență hrib, caise deshidratate, prune și este aromatizat cu frunze de dafin și cuișoare, după vechea tradiție nobiliară transilvaneană. Struțul este din ferma castelului Bethlen Haller, iar după cum foarte bine observi, acest preparat vine însoțit de chips și de un cruton de mămăligă, chipsul fiind tot de mămăligă. Acest preparat este asociat cu Pinot Noir 2019. Pentru pulpițele de iepure trase la tigaie, care au fost îmbogățite aromatic cu semințe de fenicul și chimen, gătit lent la cuptor, am asociat un Ana Sauvignon Blanc 2022, datorită aromelor de citrice, ușor ierboase, de fenicul. Cred că este cea mai faină și mai potrivită asociere. Super! Îți place! Este o fetească regală 2009, este un vin demisec de colecție, un vin de vinotecă. L-am asociat cu acest păstrăv de Târnave. E un păstrăv curcubeu sălbatic. E un pește de captură. Se prinde doar ocazional de către pescarii sportivi și vine însoțit de un mozaic de cartofi cu sos de muștar și gutuie. La vinul de gheață Ice Wine Tramine Rose 2018 am ales sferă de ciocolată umplută cu chutney de pere
sunt trase la tigaie, perele fiind oricum foarte parfumate și au fost aromatizate și cu un pic de vin ars. Cu dulceață de ardei iute și cu piper roșu vine însoțit acest preparat. La încheiere, un vin ars VSOP, un distilat de vin realizat de Jivei, maturat 5 ani de zile în butoaie de stejar din lemn transilvanean. Și am ales, evident, niște biscuiți făcuți în casă cu migdale și cu vin ars. A fost o experiență foarte completă, dacă se poate spune, începând de la preparatele delicioase și foarte diversificate, iar asocierea culinară, Costi, trebuie să recunosc că a fost, chiar dacă nu se spune, grozavă. Perfectă. Marinela, nici n-ar fi putut cum să fie altfel. Ca de fiecare dată, noi încercăm și credem că ne ridicăm peste așteptările oaspeților noștri și, într-adevăr, merită vizitat acest loc, indiferent dacă avem drum în podișul Târnavelor, nu știu, Sighișoara, Media și Alba Iulia, dar e o oprire demnă de luat în seamă. Dragilor, sper că v-am făcut suficientă poftă și v-am făcut suficient de curioși, astfel încât să alegeți Castelul Bethlenhaller, Cramele Jidvei și România pentru a vă bucura de o experiență enogastronomică absolut senzațională, așa cum a fost cea pe care tocmai noi am desăvârșit-o aici. Așadar, vă așteptăm la Castelul Bethlenhaller. În inima Transilvaniei! Dragilor, după o zi plină aici, în inima Transilvaniei, la Castelul Bethlenhaller și multe experiențe de care ne-am bucurat, cel puțin eu, la maxim, în premieră, de la tras cu arcul, la plimbatul cu trăsura, la călărit, la vizitarea fermei, animale, sere, microsere, degustare de preparate, vinuri. Alături de mine l-am pe Cristian Fuga, administratorul castelului, care ne va spune cine poate să se bucure de o asemenea experiență. De o asemenea experiență se poate bucura oricine dorește să se întâlnească cu vinul, cu istoria, cu tradițiile românești. Este foarte important să ne căutați, ne găsiți foarte ușor, vă programați și puteți ajunge la Castelul Bethlenhaller, unde veți putea trăi o experiență așa cum ai trăit-o astăzi. Cupluri, grupuri sau companii, cine poate să ajungă? În egală măsură, castelul e deschis tuturor. Cum spuneam, este doar nevoie de o programare. Sunt experiențe de o zi care se pot întâmpla aici, care constau într-o vizită a domeniului, a cramelor, încheiate eventual cu o degustare de vinuri. Sunt și experiențe care pot dura mai mult de o zi. Aici ne adresăm mai mult grupurilor, trebuie să avem aspecte care țin de degustări de vinuri, de vizite în crame și, bineînțeles, să încheiem seara cu o petrecere la castel. 2 ore de Cluj, mers cu mașina, nu pe jos, o oră de Sibiu, nu, o oră de Alba, ai zis, o oră și Târgu Mureș. De Târgu Mureș și tot aproximativ o oră de Sibiu. Și de Sibiu, așadar, nu vă faceți planuri în afara țării sau a Europei, pentru că uite ce experiențe de neuitat putem oferi prin intermediul vinului românesc, începând de la un sejur într-un castel medieval și până la degustări, călărit în vie chiar. Și mai am o întrebare, Cristi. Noi ne aflăm în luna decembrie. Ce se întâmplă primăvara sau vara? Este ceva diferit? În luna decembrie avem avantajul că ne putem întâlni cu strugurii care sunt pregătiți pentru vinul de gheață. Așteptăm gerul, chiar dacă pentru unii sună cumva mai răcoros, dar noi îl așteptăm pentru că așa vom obține vinul de gheață. În egală măsură, în Podgorie, dacă facem o plimbare acum, având în vedere că vegetația a dispărut, o să putem observa animalele sălbatice, iepuri, căprioare, vulpi, în sezonul primăvarate, că atunci, practic, asistăm la renașterea vegetației, iar un moment foarte important în Podgorie este înfloritul strugurilor, care deschide, practic, partea romantică a poveștii vinului,
care cu siguranță se va transmite și va fi continuată în vizita de la castel. Deci poze mai bune, picnicuri reușite fără haine groase, exact, haine groase pe noi. Și îmi spuneai în dimineața aceasta de photo hunting. Ne spui câteva cuvinte? Da, este o provocare pentru noi, având în vedere că județul, prin poziționarea lui, atât Podgoria cât și arealul învecinat, ne oferă posibilitatea să avem vânat. Noi avem aici și un fond de vânătoare, dar nu ne axăm atât de mult pe vânătoarea efectivă, iar ca alternativă la acest sport, ca să zicem așa, am venit cu ideea de photo hunting. Adică avem o armă, butaforie, echipată, și ea arată ca o armă adevărată, echipată cu sistem de ochire, doar că în momentul declanșării, adică al tragerii, nu pleacă glonțul, se face doar o poză. Și rămâne o amintire deosebită cu acel animal surprins în mediul lui natural. Cât se poate de sustenabil și totodată cu iubire pentru animale. Exact. Dragilor, sper că v-a plăcut experiențele noastre de astăzi. Vă invit să descoperiți vinul românesc prin vizitele la cramă, la castel, atunci când aveți ocazia, așa cum a fost cazul nostru de astăzi. Susțineți România și vinul românesc de fiecare dată când aveți ocazia, pentru că uitați ce lucruri frumoase se întâmplă acasă la noi. Noi vă salutăm din inima Transilvaniei, de acasă, de la Jidvei, de la castelul Bethlenhaller. Cristi, dacă mai e ceva să adaugi... Vă așteptăm la castel. Iată. Vorbește singur. Dragilor, sărbători frumoase, vă pupăm, an nou fericit! Cele bune!